Bun găsit, stima astele spectatori, da, am fost surprins de intrarea în emisie, colegii din regie m-au băgat așa mai brusc. Trebuie să... E o, e o zi extrem de importantă, nu știu de ce să încep, să încep de la partea comică sau de nu știu cât iese de comică, sau la partea serioasă și una chiar extrem de dură a realității contemporane. Vreau să vă spun că aș începe totuși cu partea comică, că poate dacă ne relaxăm puțin așa pe seară vom putea îngurgita și știrile celelalte. Vreau să vă spun că sau de tot râsul situația... Ministerului nostru de externe Ministrului nostru de externe Bogdan Aurescu Care s-a trezit ieri la întâlnirea Cu ambasadorul Germaniei Că îi întinde O broșură în semn, în, în semn de cinste Pentru că l-a vizitat ambasadorul Germaniei întinde o broșură Pe care era harta franței E adevărat cu culorile drapelului german Vă dați seama că ăsta germanul nici ni n-a cum să o ia. Pe o parte, poate că era de bine în sensul că Germania au un anumit orgoliu să fie peste Franța și a zis, Bă, dacă avem Franța cu steagul german arată ceva și poate nu s-a supărat sau poate s-ar fi supărat de ignoranța românilor. Pentru că Dita mai ministru de externe și profesor de istorie la bază și un om care a făcut multe pentru România, să nu sară noi ochi că conturul acela de hartă nu aparține Germaniei, este cam mult. Bine, ministru ca ministru, dar vă dați seama câți dobitoci are în subordine. Și de unde a pornit broșura respectivă? Că a fost tipărită, a fost recepționată, a fost trecutată prin diverse structuri ale MAE-ului și te trezești că o dai la ambasadorul sau la ministrul de externe german, dai, o altă, dai alte baliverne, asta este de un, de un, penibil, de un penibil fără seamăn, chiar și pentru, pentru, diplomația română. Deci trebuie să ai, să ai ceva, cum să vă zic eu, să rămâi fără... Uh, în orice caz, e de, de recomandat până la urmă, dar vă dați seama cum s-au simțit și o gafă diplomatică de amploare. Acum ar fi de discutat cum s-a simțit președintele Iohannis, mai ales cel care încearcă o apropiere de Germania și și reușește să faci o asemenea gafă. Și vă spun eu că n -a fost, nu numai că n-a fost intenționată, dar pe Bogdan Aurescu nu-l pot suspecta că n-a vrut să fie serios. Pur și simplu s-a întâmplat, dar din păcate se întâmplă foarte des. Și, cum spuneam, de o veste de genul acesta, de o informație de genul acesta care este comică pe undeva, avem și pe a doua. Ne, maestru Mircea Joană, ăla prostănacu, cum îi spunea Ion Iliescu, ne-a anunțat ieri care partid. Și încă unul, PSR, era Partidul Social Român, ceva de genul acesta. E, astăzi am aflat că Mircea Joană n-are partid. Ni n-are cum să aibă cu asemenea siglă, pentru că denumirea asta e luată, inclusiv sigla PSR, de prin 92. Maestru nu n-a aflat nici în 2015, dar probabil că el și-a luat informațiile de la Vanghelie și Vanghelie n-a dat pe Google ca să vadă dacă este denumirea și, drept urmare, ne-a întrezit cu un partid născut mor. De fapt, e născut mor de mult, dar poate mai supraviețuia cu acele inițiale. Așa că partidul acesta care îl tot așteptăm să revoluționeze stânga românească, bineînțeles cu mijloace de dreaptă și într-o guvernare de dreapta, dar asta e altă treabă, din puțul gândirii genul, gen, la genul ăsta de lideri, aflăm că de fapt nu există partidul de stânga, nici măcar nu are siglă, ce să mai vorbim de, de restul. Poate să facă, să facă casteaua. Pe ăsta Joana, și cu Vanghelie, să-i zică, fece PSR sau, în orice caz, for, forța nu știu care, să ia sau să facă din două denumiri, una, fost for, 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 forță civică cu PSR-ul și are și o, ceva mai carnat mai mare ca să fie și ei originari. Uh, am trecut, să zicem, de la partea comică la partea mai, mai serioasă și începem cu una chiar care afectează cumva și gorșul. Bine, de așteptat, aș putea spune, de așteptat asemenea mișcare că în momentul când s-a cerut la Parlament ridicarea imunității era clar că se va ajunge și, și aici. Fostul senator, fostul judecător al Curții Constituționale, Toni Mihail Greblă, a fost reținut pentru 24 de ore și de mâine probabil va fi în arest la domiciliu, pentru că dacă parchetul a cerut arest la domiciliu, mereu să cred că judecătorul va decide alt tip de, de arest. Fostul judecător a fost reținut pentru faptă de corupție de care este acuzat, dar și pentru că, și atenție, potrivit procurorilor DNA, ar fi încercat să vândă prin intermediar 50 de capre care nu erau ale lui. În acest sens fiind făcut un denunț, a declarat Petre Buneci, avocatul lui Greblă. Bineînțeles, a urmat și, să zicem, modelul brevetat i s-a făcut rău, a ajuns la spital, cam toți liderii PSD au o problemă de acest gen, dar vorba lui Mircea Badea de data aceasta, spune el Tony Greblă, judecător CCR a fost reținut de DNA pentru că a vândut capre prin interpuși, demența atinge astăzi în România cota, cota supremă, spune Mircea Badea pe pagina sa de socializare de ce vă spun acest lucru am urmărit cu mare atenție e public, sunt publice deja spuneam că am urmărit cu mare atenție uh, lucrurile uh, de care este acuzat uh, Tony Rebla. Practic, nu sunt, nu sunt uh, noutăți. Aici are dreptate și uh, Tony Rebla. A și spus acest lucru când a intrat uh, la, 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 parchet. De ce vă spun acest, uh, acest lucru? nu are... Sunt tot chestia cu rochile, chestia cu... Ce-a mai făcut cu mașina care a luat-o de la... A luat-o de, vă... de la, finul său. Am în fața acum. Deci, Tony Greblă, judecător la la data faptelor cu privire la săvârșirea infracțiunilor. Deci a fost reținut pentru trafic de influență în formă continuată, efectuarea de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția în scopul obținerii pentru sine și pentru altul de bani, bunuri sau foloase necuvenite, și constituirea unui grup infracțional organizat în forma constituirii și în vederea pregătirii infracțiuni de folosire la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comercial falsificate sau comerciale falsificate. În ordonanța procurorului se arată că în cauză există date și indicii în care rezultă suspiciunea rezonabilă care conturează următoarea stare de fapt. Cităm. În perioada 2010-2015, inculpatul Tony Grebla, aflat în exercitarea funcției de senator, așa nu știu ce, a, av a avut în folosință gratuită întreținerea și asigurarea pentru un autoturism marca BMW serie 5, înmatriculat succesiv pe mai multe firme controlate de bârcină în echivalentul de 56.070 euro. Cum vă spuneam, dacă vă mai aminte, -am deci s-a echivat dacă el ar fi închiriat mașina cât ar fi plătit. Mie mi se pare o tâmpenie, dar asta e. În perioada 2010-2015, folosința gratuită a unui post telefonic înregistrat pe una din firmele omului de afaceri. În 2 a 11 a 2011, adică în 2 noiembrie, 1.200 echivalent unor obiecte vestimentare, cele două rochii de care se vorbea. În octombrie 2012, pe materiale electorale, 20.000 de afișe, deci asta pare mai în regulă, deși dacă o iei pe varianta asta, săltăm toți parlamentarii, inclusiv cei de Gorj pentru că au aruncat cu zecile de mii de afișe în județul Gorj De unde au avut banii pentru că nu apar pe declarații, hai să-i săltăm să vedem de Măcar ăsta a vândut caprele de acolo, așa, făcând o glumă, bineînțeles. Uh, mai spune rechizitoriu, sau referatul de nea de fapt, uh, că a exercitat în fapt activități pe, în perioada asta, 2010-2015, uh, calităților de asociat. Deci, perceperea de dividende, administrator, reprezentare societate, director general, activități comerciale, disimulare prin interpuși, încălcând dispozițiile de incompatibilitate privind. Deci, el ar fi fost incompatibil ca senator sau ca uh, judecător și a făcut activități comerciale. Câți nu fac. Deci, până acum, nu ne-au impresionat. Începând cu luna august 2014, inculpatul Toni Grebla a întreprins demersuri de pentru intermedierea unei legături comerciale de export între omul de afaceri Bârcina, persoană apropiată relațional, un cetățean turc, cetățeanul moldovean Victor Dolghi și Constantin Bartolomeu Săvoiu. Împreună cu cei patru suspecți menționați, inculpatul a constituit un grup infracțional organizat cu scopul de a iniția raporturi comerciale, export produse agroalimentare pe linia România-Federația Rusă. Cu interpunerea Turciei pentru eludarea deciziei de instituire de către Rusia a unui embargo unilateral asupra importului. Iar n-am înțeles aici. Deci, atenție! Până la urmă, deci noi nu încălcam legile statului român, ci pele Rusiei. Și atunci care e problema? Dar în fine, cel puțin așa spune, așa înțeleg eu în limba română rechizitoriu actual. Deci, în fapt, embargo unilateral al Rusiei este un răspuns la instituirea regimului autonom de sancțiuni către Uniunea Europeană a Rusiei. Da, ne explică mai târziu că de fapt ce au vrut să spună, ne traduc procurorii ce au vrut să spună. Deci, în perioada 2014-2015, aceștia au efectuat acte pregătitoare în vederea să vârși infracțiuni de folosire la autoritatea vamală a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate. Deci, deducem din asta că nici exportul nu s-a produs, nici falsificarea documentelor nu a mers până la sfârșit, că n-a ajuns la autoritatea vamală. Dacă ați înțeles altceva. Așa s-a efectuarea percheziților domiciliare la ferma inculpatului, acesta și-a continuat activitatea infracțională efectuând demersuri concrete de, de valorificare a foloaselor necuvenite obținute din infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția în scopul obținerii pentru sine și pentru altul de bani, bla bla bla. Și, de fapt, e vorba de capre de care vorbea și Mircea Badea, în sensul că ăsta a vrut să vândă 50 de capre care nu erau ale lui. Și asta e dovadă. Deci vreau să vă spun, cred că procurorii au dovezi suficiente și concludente în cazul Greblă ca și în alte cazuri. Ne-au dovedit acest lucru. Dar cu aceste referate, cred că ne ia la mișto. În sensul că dacă condamni un om sau și dispui reținerea pentru asemenea tâmpenii, în mod normal un judecător din România inclu, pot să fie el de la judecătoria Târgu Jiu, cu siguranță va da o sentință în favoarea lui. Cred însă că mai sunt și alte lucruri, că există suficiente dovezi la dosar care nu sunt prezentate publicului din diverse motive. Poate o să le aflăm și noi în perioada următoare. Dar despre reținerea automii greblă, nu trebuie să ne surprindă, vă spuneam, de moment ce a fost votată în Parlament, nu se mai punea nu se mai punea problema în, ca să nu fie, să nu fie făcută. Uh, vreau să vă spun că e o întreagă discuție în continuare pe uh, ce se întâmplă cu legea codului electoral. Și după ce am aflat că părea să se fi înțeles liberalii și socialdemocrații, de fapt ce aflăm? Lasă-i că facem noi o lege, suntem de acord ca ea să gea și apoi o modificăm noi când vom avea o altă majoritate uh, parlamentară. Asta e declarație dinspre liberali. Păi scuzați-mă, dacă ne înțelegem astăzi și tot astăzi spunem că modificăm, când o să fim noi la putere sau ceva, mi se pare că politica românească nu are niciun viitor. Pe de altă parte, am o problemă, de fapt mai multe. Asta cu primarii dintr-un tur sau din două tururi este clar. Un tur avantajează partidul mai mare gen PSD, în două tururi avantajează să coalizeze pe ceilalți. Cel puțin la situația de acum. Dar eu nu văd democrație, deci inclusiv la liderii liberali și la liderii social-democrați, cu alegerea președintelui Consiliului Județean. Deci e de ce de noapte minții să-mi spui, Uh, nu domne, nu președintele Consiliului de să nu mai fie ales prin vot direct de cetățeni, să fie ales de consilieri, ca să nu mai fie baron. Deci, vreau să vă spun și dau, deci, exemplu Mariano Oprișan, ăsta era și pe vremea lui Mischie, când se alegeau președinții uh, de către consilieri. Deci, democrație înseamnă să fii cât mai aproape de populație. Deci, dacă Gorgenii sau oricare români, votează pe un domn, președinte al Consiliului Județean, mi se pare mai corect să-l voteze și x și y cetățeni decât să ne trezim în situația că că-l avem l avem ales de către niște consilieri care pot să ceară diverse lucruri sau sau alte, sau alte lucruri. Deci Vreau să vă zic uh, 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 de ce spun acest, uh, acest lucru? Pentru faptul că uh, are reprezentativitate mai mare. A, că poți umbla la atribuții, că poți face altceva, dar să-l scoți din votul cetățenilor nu mi se pare în regulă, fie că ești PSD, fie că ești PNL. Uh, a, poți să limitezi puterea în partid, poți să faci alte lucruri, dar nu acest lucru. Deci mi se pare de, de porc chestia asta și cetățenii cred că ar trebui să intervină, membrii celor două partide, să intervină și să spună cum trebuie, cum trebuie făcut ca să avem totuși președinții aleși de toată populația. Adică dacă eu greșesc, greșesc pe mâna mea, adică de ce să, unul care îl trimit consilier județean, îl votez pe listă, pe listă, atenție, ăsta să-mi facă a intrat acolo, cum a intrat, că vă dați seama că de regulă cine face lista, și apoi ăla o să îl le aleagă pe președinte, deci practic nu fac nimic. Deci, mai degrabă, mai democratic mi se pare, încă o dată vă spun, să aleg eu pe. pe persoana, să aleg eu persoana care uh, va fi președinte de Consiliul Județean. Deci ia gândiți-vă și dumneavoastră cum ar fi ca să nu alegeți primarul, alegeți doar consilierii care pun primar. Teoretic ar fi cam același lucru. Vă dați seama ce are și. Dar așa primarul este, are în spate lui votul cetățeanului. Deci eu cred că se dorește mai degrabă ca președinții de Consiliul să fie să depindă prea mult de autoritățile guvernamentale de executiv. Tocmai de asta eu aș prefera și cred că e democratic așa să îi dăm voturile în spate, adică să poată să spună chestia asta. Bine, eu m-aș fi așteptat dacă tot vorbim că facem regionalizare că facem, nu facem nimic de câțiva ani, tot, tot vorbim dar dacă ar trebui să, să facem niște reforme radicale bun mi se pare mai corect să alegem președintele, și am mai spus asta, să alegem președintele, de exemplu, pe regiunea Oltenia și avem un singur președinte de Consiliu Județean pe toată Oltenia. De ce nu vrem asta? Există alte interese și partidele sunt direct interesate să-și poată controla mai ușor uh, oameni. Dar această reformă nu cred că se va face, cum nu cred că se vor face nici altele. Uh, de care tot vorbim noi în prezent, în sensul, în sensul de a face o reformă care să meargă mai departe și pe codul electoral. Vreau să vă spun că viața politică este foarte animată, și nu numai politică, și știrile de atacuri care au loc. La adresa unor instituții fundamentale ale statului. Eu consider, deși cu rezerve de rigoare în sensul că de multe ori uh, consider că nu ni se spune tot adevărul, și uh, de asemenea, cred că sunt exce există și exces de zel uh, de neau -o, o instituție fundamentală. Cu atât mai surprinzătoare mi se pare atacul, uh, uh, surprinzător mi se pare atacul pe care l-a declanșat. Uh, Traian Băsescu în ultimile zile la adresa unor instituții fundamentale. Atenție! Țineți minte când se întâmpla acest lucru mai mult că el sărea în sprijinul instituțiilor? Care atenție! Îl slujeau atunci din toate punctele de vedere. Dovadă ce s-a întâmplat în ultimile luni. Fostul președinte Traian Băsescu pare că începe războiul total cu procurorii. După ce el l a atacat pe procurorul general, astăzi a venit în rândul șefei DNA Laura coduța și să intre în colimatorul lui Traian Băsescu. Uh, deci, uh, fostul președinte a postat un documentar pe pagina personală de Facebook și a indicat să urmărim o anumită secvență, cea care o face praf pe Laura Codruța Chioveș. Uh, Băsescu, ce se întâmplă cu acele dosare de la domnul general Voinea, care înțeleg s-a pensionat? A vrut, n-a vrut să mai lucreze, nu mai știu, dar lasă o speranță că se va soluționa într-un sfârșit. Chioveș, Domnule președinte, depinde ce înțelegeți prin speranța. Am spus că vom soluționa cu celeritate, pentru că uh, 18 ani nu am avut soluție. V-am promis că vom găsi o soluție și nici nu pot să îndrept ceea ce uh, de 18 ani nu s-a făcut. Doamnă procuror. Uh, cred că ați înțeles foarte bine ce v-am spus și am o rugăminte, nu mă confundați cu un ziarist căruia îi faceți o declarație. Vorbiți cu șeful statului care vă spune că așa, au murit 1.600 de oameni la Revoluție, iar voi închideți dosarul. Au murit oameni la mineria, dar din 13-15. Ce vreți să spuneți că vă impun o soluție? Vă impune realitatea să spuneți dacă s-au împușcat singuri oamenii respectiv. Uh, Traian Băsescu încearcă să demonstreze că el a fost activ, ca a cerut, asta s-a întâmplat cu un an și ceva în urmă și că a fost activ și că a cerut și că instituțiile n-au lucrat și nu știu ce. Nu cred că este atât de adevărat, mai ales că aceste instituții, cum spuneam, i-au făcut jocul de foarte de foarte multe ori în ultimii ani. Dovada cea mai bună, încă o dată vă, vă spun, este aceea că din momentul când n-a mai fost președinte, apropiații lui au ajuns la au ajuns cu mare rapiditate la, la Mititica. Vreau să vă, apropo ca să ne facem puțin venirea spre Gorj, vreau să vă prezint o, un interviu, aș vrea să spun, extrem de interesant, a unui parlamentar de Gorj, cel că, fost parlamentar de Gorj, care încearcă să ne fie prezentat, să ne fie, uh, cum să vă zic, pus ca simbolul, cel care a luptat pentru drepturile lui și a câștigat și a dovedit că legea funcționează în România și nu știu ce. Eu am o părere. Deci dacă Mugurel Surupăceanu, că despre el este vorba, ar fi fost parlamentar și ar fi fost judecat acum de înalta curte, cu siguranță pierdea procesul. Prima problemă. A doua, dacă, să zicem, complexul energetic Oltenia ar fi vorbit de prejudiciu, s-ar fi, fi constituit ca parte, iar avea o problemă. Asta la Cutiuță s-a judecat pe aici prin Oltenica noastră mică și a câștigat. Până la urmă, e trebuie felicitat pentru că a, crez a crezut în șansa proprie, dar vreau să vă spun că interviul respectiv acordat site-ului PS News uh, are multe chestii care nu le-am înțeles. Ori uh, domnia sa n-a făcut aceste declarații, uh, în primul rând că ne ține cu sufletul la gură, haide de. Dacă se întoarce în viața politică sau nu ne e perfect și vreau să vă spun că facem un sondaj în momentul de față, vreau să vă spun că nu cred că regretă cineva din politica românească cu atât mai puțin gorjană. Dar asta e altă treabă, nu asta ne, ne interesează și poate sunt foarte mulți gorjeni care o să-l voteze dacă se întoarce. Dar uh, vorba, de deci fostul deputat PSD, Mugurel Sudupăceanu, care a fost trimis în judecată de DNA pentru spălare de bani și care a fost achitat definitiv la începutul acestui an, după ce fusese condamnat la șapte ani de închisoare cu executare. Ne-l prezintă site-ul respectiv. Ce ne spune el? Deci, întrebarea reporterului. Ați fost achitat de Curtea de Apel Craiova după ce Tribunalul Gorj va condamna la șapte ani cu executare. În primul rând, cum credeți că se poate explica faptul că ați fost inițial condamnat la închisoare cu executare și apoi achitat? Răspunsul și vreau să fiți foarte atent la el. Hotărârea de condamnare de la Tribunalul Gorj a fost dată de un judecător care este recunoscut pentru erorile judiciare. În acest sens, judecătorul Gheorghe Constantinescu, care m-a condamnat la Tribunalul Gorj, este autorul uneia dintre cele mai cunoscute erori judiciare recente prin care l-a condamnat pe un tânăr nevinovat, Mihai Geanu, la 20 de ani de închisoare cu executare. Pardon, pentru fapta pe care acesta nu a comis Ulterior, tânărul Mihai Igeanu a fost achitat atât de Curtea de Apel Craiova cât și de înalta Curte de Casație și Justiție. Asta e prima explicație. A doua explicație este dată de faptul că hotărârea de condamnare a fost viciată și de anumite influențe exercitate de fostul comandant al poliției din Gorj, Viorel Caragea. Astfel sunt relevante declarațiile publice ale foștilor ofițeri superiori din Poliția Gorj și comisar șef Ion Voinescu, fost ajunt al comandantului de poliție al județului Gorj, comisar șef Crăciun Daniel, fost ajunt al comandantului poliției municipale Târgu Jiu, care au discutat cu Viorel Caragea și acesta le-a spus că a aranjat ca judecătorul Gheorghe Constantinescu, al cu judecătorul Gheorghe Constantinescu, condamnarea mea încă cu mult înainte de pronunțarea sentinței. De menționat că Viorel Caragea împreună cu procurorul Adrian Bertat de la parchetul județean Gorj sunt recunoscuți ca fiind brațele înarmate ale unor importanți lideri politici locali și naționali care urmăreau de mult lichidarea mea ca om politic. Deci hotărârea de condamnare de la Tribunalul Gorj nu are nicio urmă de justiție corectă ci mai degrabă este urmarea unor acțiuni subversive ale unui grup mafiot care face justiție în interes de grup în afara cadrului legal. Cred că cel mai relevant moment va fi când veți citi motivarea judecătorilor de la Curtea de Apel Craiova cu referire la desfințarea uh, sentințe cu desfințarea ca nelegală a hotărârii de condamnare de la Tribunalul Gorș. Uh, da, e, e, punctul de vedere al lui uh, Sulupăcean, deci aflăm că Caragea ar fi instrumentat totul și că justiția de la Gorș, Iorghe Constantinescu, ar fi dat condamnare vreau să vă spun că acest interviu ascunde însă altă, o altă întrebare care și un alt răspuns care aici mi-a ridicat semne de întrebare. Vi-l și dumneavoastră, nu știu câți ați avut acces sau aveți acces la acest site. Întrebare. Cum a trecut familia dumneavoastră peste toată această perioadă în care aveți spectrul celor șapte ani de executare? Răspuns. Familia s-a descurcat mai puțin bine. În acea perioadă tatăl meu și-a pierdut viața din cauza unei afecțiuni cardiace, soția mea a cedat nervos în câteva rânduri, socrii mei nu m-au susținut în niciun fel, sugerându-mi că mă cred mai degrabă vinovat. Mai puternici au fost mama și sora mea care au crezut sincer în nevinovăția mea și m-au susținut continuu. Eu m-am descurcat cel mai bine având o fire puternică. De fapt am mai trecut prin ceva similar în urmă cu circa 25 de ani, în decembrie 89, când am participat la execuția lui Ceaușescu la unitatea militară 0 14 17 din Târgoviște, unde îmi satisfăceam stagiul militar. Atunci am fost rănit cu unei grenade, am văzut colegi de armă de armată răniți sau morți, multe tragedii și orori, tineri care au murit degeaba pentru a legitima o revoluție de jumă, pe jumătate trucată. În fapt și atunci s-a dorit lichidarea mea însă fizică de către majorul Petrescu Ion și colonelul Chemenici Andrei, dar eu, cu abilitate și curaj, am evitat executarea ordinului lor care m-ar fi trimis pe lumea cealaltă încheiat citatul. Cinstit vorbind după asemenea declarații, ce ar mai fi de comentat? Poate că procesul acesta a avut efecte devastatoare și asupra lui Mugurel Surupăceanu, nu la sensul de condamnare, ci la celelalte, în celelalte sensuri. Eu, erou, m-am bătut, familia n-a fost lângă mine, chestii de genul ăsta. Dar, în fine, n-ar trebui să n-ar trebui să ne arătăm foarte surprinși pentru că se mai întâmplă lucruri de genul ăsta. Dar, de fapt, ca să trec de la una la alta, de la un algorjan, uh, Cartianu scrie uh, uh, Rigore Cartianu, ziarist pe la adevăr, mai apare pe la diverse posturi de televiziune Autorul unor cărți despre Revoluție, de fapt, e o muncă de echipă care, pe care el le strânge în acele cărți despre Revoluție. Rigore Cartianu ne -a, a fost senzațional pe site-ul electronic al adevărului, spunându-ne el că, de fapt, acum câteva zile, că de fapt este rudă cu Nicolae Ceaușescu. A descoperit asta atenție după ce a zis mai multe cărți despre Ceaușescu, dar a descoperit asta acum: că de la o profesoară mai în vârstă care a ieșit la pensie, care a fost pe la Baia Mare și care acum e la țară la Telești, că de pe acolo este Cartianu sau cam așa ceva. Și asta i-a asta spus lui că. Uh, se trage de deci stră bunicul lui, -ar, ar fi fost rudă prin alianță cu un Ceaușescu de la Cărbunești care de fapt era rudă cu Andruța Ceaușescu, tatăl lui Nicolae Ceaușescu și avea moșii pe zona Gorjului, prin zona Cărbunești, prin zona Teleș și pe unde alte părți. Deci, dacă nu e paranoia și nu ai simțul măsuri, în sensul că nu te mai bagă nimeni în seamă și încerci să spui ceva senzațional nu știu ce va fi. Uh, istoric vorbind, istoric vorbind, uh, Ceaușescu se trăgea dintr-o familie foarte săracă de prin scorniceștiul Oltului și nu există, sau cel puțin eu n-am găsit până acum, nicio precizare că ar fi avut în familie nu știu ce oameni bogați și altceva. De unde l-au fi descoperit uh, Cartianu? N-am ce să vă spun. Uh, acum vă mai spun o chestie și poate pot să fiu rău. Din când în când, unii mai uită pastilele acasă, le dozează greșit și altele. Și ați văzut ce ies, ies cu aceste declarații care pot fi interpretate într-un fel, într fel sau altul. Dar ce pot să vă spun așa apropo de situația, de situația aceasta? nu cred că se susține și nu cred altceva. Deci încercăm, unii încearcă să șocheze prin diverse declarații care n-au dar, adică sunt de o zi, două, mai aude lumea despre tine, eventual te mai ia unul în tarbacă pe o chestie de genul ăsta și cam atât. Deci trebuie să vii cu altceva ca să rămâi în atenția, în atenția publică. Dar mergem mai, mergem mai departe și... Uh, vreau să vă spun că uh, sunt câteva uh, știri, am spune, aș spune importante. Uh, și anume una dintre ele se referă la faptul că uh, da, vreau să vă spun că joacă puțin uh, vreau să vă spun că știți, să, la duminică a fost uh, Euroviziunea, concursul ca în fiecare an. Și ca în fiecare an au apărut și problemele. Ba e melodia plagiată sau, în orice caz, copiată, ba a furat unul startul, ba n-ar fi originală, ba nu știu ce au mai făcut fiecare. Eh, vreau să vă spun că nici anul acesta n-am scăpat de asta, deși pentru prima dată după mai mulți ani, cred că voltajul a venit cu o melodie foarte serioasă și mai ales o melodie care se poate impune la nivel european, adică să fie undeva să fie undeva de luat în seamă. Uh, deci de ce apare chestia aceasta pentru că vezi doamne s-a făcut pe un uh, pe un canal de radio a fost promovată această melodie și că de aia ar fi luat mai multe voturi și nu știu ce deci cred că este cel puțin deplasată, e un șlagăr uh, uh, deja melodia a început să fie cunoscută și Cred că, ar trebui, cred că ar trebui să meargă și să nu mai facem acest scandal. E și anul viitorul ăsta, ar trebui să să, să mergem mai departe și poate echip, trupa voltaj să aibă și succes la eurovizne. La cine ajută tot acest scandal, că a fost, că a pățit. Deci e de ajuns să facem un lucru că ceilalți îl contestă indiferent de situație. Nu mi se pare deloc în regulă. O asemenea, o asemenea situație și cred că ar trebui să ne gândim mai bine când lansăm să zicem acuzații de acest gen pentru că ele nu și -au, nu șiau rostul. Până la urmă e dovadă de proastă creștere, ca să nu zic ca să nu zic altfel. Pentru că tot vorbeam de, de acest scandal trebuie să vă spun că uh, sunt lucruri care au în darul lor să facă uh, să facem gălăgie, nu nicio problemă, să, să facem tot ce, ce, putem, să ne bage cineva în seamă, cum vă spuneam și cu Cartian. Haideți să încercăm să fim, să aducem și normalitatea și dacă normalitate înseamnă lucrurile bine făcute, apropo de ce spune România, țara lucrului bine făcut, cum spune președintele Iohannis, cred că ar trebui să ne comportăm și noi presa ca atare ca să nu mai vorbim de oamenii politici și de ceilalți. Dar poate începem cu o chestie de genul ăsta, adică, știi, rudă cu Ceaușescu, Cartianu, o să vedem ca cât de curând o să-l și pe Laurențiu Ciocăzeanu că o fi rudă cu Băsescu sau mai știu cu cine altcineva sau poate se trachea din Angela Merkel sau Barack Obama deci ce vreau să vă zic apropo de gorjenii noștri plecați la capitală cred, cred că pot mai mult și sunt deja avem multe vedete prin presa lor, bine asta nu înseamnă că pe Cartianu eu îl consideră o vedetă sau pe Ciocăzeanu, dar sunt ziariști cât de cât cunoscuți au notorietate dar avem și în domeniul celălalt, e Octavia Geamănu care prezintă o emisiune de prim rang la Antena 1, e Alexandra Bădoi, au mai fost și altele de-a lungul timpului, sunt și alte vedete care contează, dar vă spuneam, parcă asta a fost o săritură așa peste, peste normalul din, din aceste, din, aceste, din aceste zile. Dar Uh, mergem mai departe apropo de, de știrile serioase. Și aș fi vrut să vă prezint, dacă și găsesc, că partea uh, se întâmplă un, un lucru uh, și anume, unul din posturile de televiziune mari, e în centru unui scandal, e vorba de realitatea TV, în sensul că se pare unul dintre patronii a ad dat mită și procurorii au dovezi suficiente. Dar despre presă mai puțin. Revenim iar la situația din complexul energetic Oltenia. A fost astăzi o conferință de presă a unor uh, uh, lideri de sindicat din, uh, din complex, cei care s-au întâlnit ieri cu ministru. E vorba de sindicaliștii Gabriel Căldărușe, Eugenio Van, Aurel Nanu Mic și Ștefan Neferu, care au vorbit uh, despre întâlnirea de la Ministerul Energiei uh, și din acea conferință de presă comentată sau prezentată de către colegii de la Pandur, o să vă citesc și dumneavoastră câte ceva și o să revenim la ce spunea ministrul Gerea vineri seara că nu știa ce vorbește. Deci liderii sindicali au confirmat că au vorbit cu Andrei Gerea despre posibilitatea închiderii grupului 1 de la Turceni, a carierei Peșteara și a termocentralei Brăila. Noi ne-am asumat lucrurile astea în legătură cu, de deci, spun liderii de sindicat, în legătură cu programul de restructurare, trebuie închise niște capacități. Am avut discuții și cu directoratul complexului și cei care sunt în semnatarea acordului. Ne-am asumat ca să ducem mai departe compania ca să poată să existe pe piața, pe piața acestui plan de restructurare, în care 1100 au fost externalizați de la Berbeș, care vor pleca cu 16 pe martie, iar 2000 de salariați vor pleca prin disponibilizări la 1 iunie, spune Eugen Ovan, președintele Sindicatului Energia. Tot în conferința de presă, liderul SMO, Gabriel Cărdol, a recunoscut faptul că angajații care vor fi disponibilizați sunt lipsiți de protecție dacă nu există un contract colectiv. Uh, liderul sindical de la Turcene, Eugeniu, a spus că nu este nicio problemă pentru salariații de la Termocentral Turcene dacă se închide grupul 1, pentru că se funcționează și acum cu, 2, cu 3, iar uh, al patrulea nu se punea decât, uh, decât sporadic. Uh, <coughs> Spun, uh, spunem acest lucru deci ce spun liderii de sindicat. Ne întoarcem la ce a declarat uh, vineri seara Gerea la Târgu Jiu. De fapt presa centrală sau anumită parte a presei centrale a reluat această situație tocmai pentru a vedea ce oameni, ce miniștri, ce oameni politici avem la București. Uh, Ministrul Energiei Andrei Gerea a criticat dur activitatea managementului de la Complexul Energetic Oltenia, având în vedere că acesta și-a îndeplinit planurile doar în proporție cu, proporții cuprinse între 25 și 50%. Deci lucrurile acestea sunt de natură a ne semnala un deficit serios la nivel de management, la nivel de piață, la nivel de strategie și atunci va, va trebui ca toții să, cu toții să interveni și să luăm măsuri, declara el pentru post local de televiziune din Gorj. Declarația au fost, cum spuneam, făcute vineri. Uh, cităm aici: Rămâne problema rentabilizării companiei care de, bună, de o bună perioadă de timp înregistrează scăderi semnificative. Avem de a face cu neîndepliniri foarte serioase ale planului de producție, ale angajamentelor, țintelor contabile și așa mai departe. Vorbim aici de îndeplinire de procentaze cuprinse între 25 și 50%. Uh, și apropo de aceste lucruri și cu oamenii în stradă, pentru că avem de câteva săptămâni în stradă o parte dintre mineri, pentru complexul energetic Oltenia, 2014 a fost un an prost. Sute de milioane de lei pierdere, însă pentru managementul societății nu a fost un motiv care să l împiedice să ia pe final de an o decizie păguboasă. A renunțat să participe la o licitație organizată de autoritățile din Serbia pentru achiziția 2 milioane de tone de lignit la un preț foarte bun. Afacerea cu Serbia a fost discutată chiar la nivel de miniștri. Cu toate acestea, complexul Oltenia nu s-a înscris la licitații, invocând niște motive total neserioase, sunt de părere cei de la HON News, care prezintă această știre. Contractul a fost dat unui SRL de apartament și aici este și problema și aflam săptămâna trecută că el este cercetat de vreo 6-7 instituții. Ce ori cerceta? aceste instituții n-am înțeles, pentru că e suficient doar una să constate și eventual să înainteze către poliție, către parchet. Faptul că vin și să îngrămăresc să calcă pe picioare vreo șase instituții are rolul decât de a se încurca unii pe alții fără a face ceva. Dar dacă costurile de producție au coborât sub 13 euro pe, Betonă, este foarte bine și acest contra poate merge mai departe pentru că oricum energie nu vindem atât de multă cum, cum ne-ar ne trebui. Dar apropo de situația de la Complexul Energetic Oltenia, lucrurile sunt departe de a se lămuri. Avem pe cei 4 lideri de sindicat și sindicate care reprezintă, avem pe ceilalți, FNME-ul și Universul, care s-au radicalizat. Deci, practic, situația este împărțită în două. La mijloc sunt oamenii din Complexul Energetic Oltenia, iar aceștia sunt, tot, sunt din ce în ce mai nesiguri de viitorul companiei. Cei care lucrează în sistem spun că este luată în discuție tot mai serios o variantă de înțelegere, adică bă, până la urmă hai să renunțăm la conflictul ăsta, mergem așa cât putem și când nu mai putem intrăm în insolvență. Dacă așa se gândește la nivelul companiei, este o, o prostie, mă refer la administrație. Pe de altă parte, există și varianta că intenționat valoarea complexului este dusă mai jos pentru ca el să fie, știți, ați văzut acea teorie lansată de liderul de sindical Constantin Crețan, ca să poată fi cumpărat mai ușor la un moment dat. Știți cum ar fi? S-ar putea să ne dorim, pentru peste o perioadă să avem un investitor serios care să, să preia complexul energetic și să, încer să încerce să facă și profit. Din nefericire, cred că energia pe cărbune nu, a, nu mai are la gorj și nici în țară, și asta datorită autorităților nu locale, autorităților centrale, lipsa aceea de strategie de care vorbeam aseară, avem o mare problemă cred că viitorul în industriei energetice la o amploare semnificativă, că așa o mină, două o carieră, două și o termocentrală, două vor rămâne, bănuiesc pentru o lungă perioadă de timp. Cred că ne făcând, ne strategia, ne urmărind exact ce vrem să facem, noi vom merge în situația în care în 3-4 ani industria minieră să se reducă, să se amputeze în mod semnificativ. Bine ar fi, uh, bine ar fi să, ave să nu avem dreptate în această direcție, dar cum să vă zic, parcă nu suntem din același, cel puțin autoritățile nu par să fie din același timp, uh, în a, din același film în momentul când vorbesc despre strategia pe, pe minerit. Deci vorbim de ea de foarte mult timp, însă nu, nu se întâmplă să facem, acest, să facem ceva în, în, acest, în acest, domeniu. Suntem în, într-o zi în care s-au produs, să spunem așa, evenimente mai mai, mai puține decât, decât în alte zile, cu toate acestea sunt și lucruri care ne-au atras atenția și ar fi bine să le discutăm. Începând din, a, din această săptămână, elevii din Gorj, de exemplu, primesc și, și mere la tradiționalul program, cornul și laptele. Apropo de cornul și laptele, o sumă nesemnificativă, deci undeva la un leu primesc copiii acel cor și lapte, atât de necesar în unele școli din Gorș, pentru unii copii într-o situație materială precară. Acest program s-a împăunat, cel puțin în ultimii ani, toate guvernele cu, cu el. Vreau să vă spun însă că banii pentru acest program nu vin de la guvern. Ei sunt bani europeni, cel puțin în ultimii ani, mergem pe fonduri europene. Și uh, tocmai de, acela, de aceea vreau să vă spun, Centrul Român de Politici Europene a lansat marți un studiu privind programul național Laptele și Cornul comparativ cu schema europeană Laptele în școli lansat în anul 1977 ca parte a politicilor comunitare privind alimentația sănătoasă și sprijinirea producătorilor de lapte. Uh, în România, programul are un impact bugetar anual semnificativ de aproximativ 435 de milioane de lei. Deci 100 de milioane de euro. Uh, bine, banii vin și de la guvern, dar și din finanțare europeană. Cu toate că. Uh, deci, banii vin și vă spuneam, intru în școli, câteva milioane de copii primesc uh, uh, acel corp și lapte. Bine, acum vreau să vă spun, uh, apropo, din puțul gândirii. Uh, copiii de la grădinițe, mulți cei care sunt, știți că cel puțin cei de la clasa pregătitoare de multe ori fac în grădinițe, deci unii primez măruni nu, dar asta e altă treabă. Programul Cornu și Laptele se adresa inițial doar elevilor de clasele 1-4 din învățământul de stat, fiind extins ulterior și la nivelul elevilor de gimnaziu, începând cu anul 2009, și se aplică și sistemului privat de învățământ. Din punct de vedere al valorii de decontate, inițial au fost 0,7 lei dar atenție, în 2002, suma fiind actualizată în 2004 la 0,9, în 2005 la 0,97, în 2006 la 1,04, ultima actualizare datând din 2008, deci din 2008 și până acum nu s-a mai pus nimic pentru cornul și laptele și oamenii respectivi încearcă să facă o afacere, de-aia laptele este o apă goală. Suma asta, și lapte și corn... Uh, și deci vă dați seama cu un leu, un leu și 17 bani costă uh, uh, costă foarte puțin pentru un copil și vă dați seama că firma respectivă sau firmele care câștigă contractul trebuie să câștige și ele ceva. De a nivelul produsului și este foarte, foarte slab. Ce spun cei de la acest uh, care anchetează, deci care stabilesc, cercetează acest program. Faptul că în 12 ani consecutiv de derulare, programul este implementat automat, fără o administrare și coordonare instituțională clară. Nu mai există niciun minister sau direcție dintr-un anumit minister desemnată să-l gestioneze, să-l monitorizeze și să propune intervenții, reglaje fine sau corecții atunci când acesta se impun. La nivelul administrației centrale, de la lansare și până în 2012, programul s-a ocupat Atenție, era ministrul va face un interne, o direcție. Acum, practic, nu se mai ocupă nimeni de el, și de aici problemele. Dar, apropo, că tot am vorbit de diverse locuri, țineți minte că prin 2012 ne spunea uh, premierul că se intenționează să dăm prană uh, la copii. Nu s-a făcut nimic. Nu s-a făcut nimic nici cu celelalte, iar copiii rămân cu un leu și 17 bani pentru cornul și laptele. Pentru cât timp vom vedea. Deocamdată s-au dat și merele care într-adevăr sunt din alte surse. Mulțumim pentru atenție, ne vedem și mâine seară la Ordinea de Zi.